Oricum trebuie să mai discut și cu reprezentanții fracțiunilor, fiindcă în cazul când fracțiunile din Consiliul Municipal nu doresc o persoană sau alta, nu se va primi conlucrare. Actualul viceprimar spune însă că își dorește susținerea Consiliului Municipal pentru a putea activa eficient, dar deocamdată preferă să nu se impună cu forța. Nu ești dorit, nu are sens după mine să te impui. Pe de altă parte, secretarul interimar al Consiliului, Adrian Talmaci, spune că acesta nu are nicio atribuție în venirea în funcția lui Nistor Grozavu. Viceprimarul recunoaște că funcția de primar interimar al capitalei presupune și mult mai multe responsabilități, însă precizează că este pregătit să le facă față. Sunt cu mult mai multe responsabilități, recunosc că așa, dacă până acum când era o problemă mai complicată, tot timpul mă acopeream cu persoana primarului general. Și pentru acum nu se mai am această posibilitate, adică dacă se va întâmpla acest lucru. Viceprimarul capitalei Nistor Grozavu este cercetat în calitate de bănuit în dosarul parcărilor cu plată. Tot el l-ar fi denunțat pe Dorin Chertoacă, cercetat și el în cadrul aceluiași dosar. Nistor Grozavu a fost exclus din Partidul Liberal. Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă dedicate evacuării deșeurilor din capitală, acesta a mulțumit premierului Pavel Filip pentru ajutor, atrăgând asupra sa reacții negative din partea foștilor colegi. Grozavu va prelua interimatul funcției de primar general, fotoliu rămas vacant după ce săptămâna trecută Dorin Chertoacă a fost suspendat din acest post.